În primul rând, trebuie să stimulăm foarte mult ferma de familie, pentru că garanția existenței satului românesc stă exact în această fermă de familie. Noi suntem o țară paradoxală. 800 de mii sunt fermele de subzistență, gospodăriile părinților sau bunicilor noștri, care de fapt nu sunt ferme, pentru că ele sunt ajutate și de niște pensii sau salarii, a precizat Oros într-o intervenție la un post de radio. Potrivit șefului MADR, fermele medii de familie reprezintă în prezent doar 2% din totalul fermelor din România și lucrează aproximativ 20% din totalul terenului agricol. Trebuie să facem în așa fel încât să stimulăm finanțarea pentru ca aceste ferme de familie să devină ferme consolidate, comerciale, care să reziste pe piață, promisiunea făcută de șeful de la Meadere. Cum se va face asta? Din cele 13,5 miliarde euro plăți directe, nu se va face o plafonare care să afecteze fermierii mari. În schimb, se va face o plată redistribuită distributivă din anvelopa generală și câte 300 de milioane de euro în fiecare an vor fi redistribuiți către aceste ferme medii de familie, în așa fel încât plata pe suprafață pe care o primesc de la APIA să fie mai mare. Nu ne rămână decât să rezistăm până când vor fi puse în practică aceste planuri de finanțare.